Bun, deci, bun, așa. Numele meu este Alexandru. Și tot universul, și cu maica mea, și cu mama aia 1, și cu mama aia 2, și cu tanti Virginica, au conspirat ca să ajung eu aici. Și când spun aici, nu mă refer aici, aici. Mă refer aici, în casele voastre și în televizoarele voastre. Mâncați aici gura ta, ce-mi place de-o. Ei, tu ăla care stai pe fotoliu și te scobești în nas. Nu, mă, tu celălalt! Băi, dar toți vă scobiți în nas. Nu, mă, ăla de lângă tine care se smiorcăie. Ce vrei tu? Vrei să te duci la calculator, să-ți prăjești creierii, cum spune taică-miu, nu? Mai bine stai și te uiți la emisiune. Poate înveți și tu ceva. Uită în cameră, mă, fii atent. Uită fix în cameră, să uită la telespectator. Bun, deci, bun, așa. Cu cine să încep? Încep cu cine pot să pup. Că așa sunt eu, mai pupăcios. Toate fetele să se alinieze pe partea dreaptă. Pentru că nu pup pe stânga, nu sunt comunist ca bunicul. Stați, fetelor, nu vă înghesuiți, că pupicure am, slavă Domnului. Bani în pușculiță nu mai am, că mi-a luat taică-miu să facă cercetări bahice. Lora, pe tine pot să te pup și pe stânga și pe dreapta, să moară colegii de la școală. Bun, deci, bun, așa. Deci o asemenea splendoare de băiat a aterizat aici pe scena de la Nextar. Apropo, anunțați-i pe ceilalți puși concurenți să vină la anul. N-are rost să-și mai pierdă timpul pe aici. Puștoacele pot rămâne să mă aplaude. Chiar și paznicul de la intrare a știut cine sunt. De cum am intrat pe ușă m-a întrebat. Nextar? Da, eu sunt. Foarte bună. Nextar. Bun, deci, bun, așa. Acum că am ajuns aici, aș vrea să vă dau câteva sfaturi cum puteți să ajungeți și voi la Nextar. Și când spun aici, nu mă refer aici, aici, în casele și în televizoarele voastre. Mă refer aici, pe scena de la Nextar. Da, mă, nu. Să începem cu începutul. Când m-am născut, ne-au încurcat mamele la maternitate. Și atunci când m-a văzut prima dată taică-miu, m-a întrebat. Unde e maică ta? De unde era să știu? Pentru mine toate mamele arată la fel. Grase, cu părul voi și cu ochii în fundul capului. Multă vreme am crezut că așa are și eu. Până m-am văzut prima dată în oglindă. Și? Bun, deci, bun, așa. Cu două zile înainte să împlinesc 6 ani, am avut un ghinion mare. Big! A murit bunicul din partea mamei, care îmi promisese când împlinesc 6 ani, îmi ia o bicicletă nouă. Asta a fost ghinionul. Asta a fost ghinionul. Două zile. Bun, deci, bun, așa. Anul trecut, părinții mi-au luat o bicicletă pe 2 roci. De cum am urcat pe ea, am lovit o bunicuță. Bunicuța, când s-a trezit vai de capul ei, mi-a spus: nu știi să claxonezi, maică-mi! Eu am răspuns: de claxonat știu să claxonez, dar nu știu să merg cu bicicleta. În rest, sunt foarte politicos cu bunicuțele. De exemplu, îi spun să rumână înainte să le pun pe darde în sacoș. Foarte politicos. Bun, deci, bun, așa. Cu tata am o relație foarte specială. De exemplu, aseară, când mă trimisese forțat la culcare de la ora 6, că vrea să-și vadă meciul, mi-a fost o sete și l-am rugat să-mi aduc un pahar cu apă. El mi-a urlat peste televizorul, dar la maxim, să nu-l mai deranjez să dorm. Pentru că muream de sete, l-am mai rugat odată să-mi aduc un pahar cu apă.
Și el mi-a spus printre dinți: dacă îi mai deranjez o dată, vine și mă pălește. Peste 5 minute l-am rugat: dacă tot vii să mă pălești, îmi aduci și mie o baloană. Bun, deci bun, așa. În rest, tata are mare grijă de mine. De exemplu, m-a învățat ce înseamnă TVA-ul ăsta de vorbește toată lumea. Ieri mi-a mâncat un sfert din înghețat. Foarte bună! Bine, bine! Foarte bună, foarte bună! Wow. Și excelent. Acum, înțeleg de ce toată lumea urăște TVA-ul și pe ăștia din guvern. Păi nu sunt sătui de câtă înghețat am mâncat. Și cu Dumnezeu am o relație specială. Mama mereu îmi spune că Dumnezeu este pentru noi ca un tată. Așa că uneori îmi vine să strig la el: tată! Tată, mă auzi? Da, tati, te aud. Sunt aici, tati. Sunt aici alături de tine. Ce faci? Ce faci, măi, tati, măi, Alexandru? Ce faci? Hello, mă auzi? Bine fac. Bine, bineînțeles că te aud, te și văd. Uite, da, te și văd și ți-admir costumul. Hai, nu mai, mă fac să roșesc. Ce să mă... Ce Hei, să... lasă-mă, te fac să roșesc. Hai, mă, tati, mă, cum să te fac să roșești? Da. Dar da, mă, să-mi termin ăsta, ca să... Mamă, bine de tot! Ca să-mi termină, bine de tot! Fac, să-mi mai vorbesc, să-mi termin, că eram în mijlocul discuției cu ăstea. Bine, tati, bine. Păi, na, nu, mă vorbesc cu tine, mai aveam puțin, da, mai aveam puțin și nu mai lăsa să termin. Puțin, uite atâtica mai avea și le terminam și mă lăsau ăștia în pace. Dar nu o să fac, nu o să fac. Auzi? Auzi? Tati, bună seara încă o dată. Auzi, fii atent, băi Alex, băi bărbat. Deci noi am pus pariuri aici că o să te pierzi. Știai ceva din toate chestia asta? Noi am pus pariuri aici, bă, n-are cum. Câți ani ai? Nu. Cât ai? 9. Lasă-mă să zi finalul, hai, iartă-mă, zi finalul. Tati, hai, stai acolo. Da, am tăcut finalul. Hai, zi finalul. Toate acestea și climatul unei familii liniștite ca a mea au făcut din mine ce vedeți acum. Și m-au împins în acest moment de glorie aici, pe scena de la Nexstar. Acum vă dau voie să mă votați. Uite-l, mă! A, și nu uita, nu ești celebru dacă n-auzi mama mea de tine. Să fie clar! Acum a terminat. Păi s-a terminat. S-a terminat. Să vorbesc cu el. Acum am înțeles. Știi care era șmecheria, bătrâne? Noi ne-am gândit în text. Eu sunt bătrân. Iartă-mă. Eu sunt bătrân. S-ai un pic de bătrân. N-am pulet, eu sunt bătrân. N-am mai văzut așa. Am venit și aici așa, m-am înjurat. N-am mai. În textul ăla tău, la un moment dat era asta cu tată, și ne-am gândit, când o să apară tati pe ecran acolo, o să te sperii, o să-ți pierzi textul. Aiurea! L-am învățat foarte bine. Îl ajută și fața, așa-i? Îl ajută și fața. Mă ajută? Aia, uite așa. Nextar pe comedie. Îl ajută atitudinea și inteligența lui. Și ce se întâmplă, Dane? Nu numai că n-a fost copleșit de prezența tatălui pe ecran, ba chiar... S-a folosit de treaba asta și cumva a legat momentele pentru mine. E un artist în fața mea. Avem un artist. Mamă, 9 ani! Nu se poate. Măcar eu nu sunt rece ca decembrie, sunt cald ca vara.